Salariul minim din România a fost majorat din 1 ianuarie cu 3%, adică 70 de lei brut față de anul precedent. În aceste condiții, creșterea care se va resimți cu 40 de lei în plus în buzunar nu acoperă nici măcar scumpirea alimentelor potrivit unui studiu. Astfel, calculele arată că în 2021 românii vor da aproximativ 340 de lei strict pe produsele esențiale, adică aproape un sfert din venitul minim va merge doar pe alimentele de bază. Cu o creștere de 3% față de 2020, România rămâne în a doua a jumătatea unui top privind valoarea salariului minim la nivel mondial. Mai exact, dintre cele 56 de țări analizate, România se află pe locul 32 în clasamentul salariilor minime, cu echivalentul la 285 de euro lunar. Pe de altă parte, o creștere nesustenabilă fără o analiză economică ar putea duce la închiderea multor afaceri și pierderea unor locuri de muncă, avertizează economiștii. În plus, studiul a inclus cele 56 de țări în care salariul minim este stabilit de guvern. În unele țări, persoanele care câștigă salariul minim sunt scutite de plata taxelor, cum este în Filipine și Hong Kong. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor, valorile brute și nete variază de la câteva procente la câteva zeci. Din acest motiv, echipa de cercetare a luat în considerare doar plata netă. S-a constatat că una din trei țări incluse în studiu nu și-a majorat salariul minim în 2021. Printre acestea se numără Ungaria, Slovenia, Estonia și Statele Unite ale Americii, unde salariul minim nu s-a modificat de 11 ani. Pe de cealaltă parte, cea mai mare creștere a salariului minim a fost observată în Ucraina, unde asistăm la o suplimentare de 27% de la an la an. Totuși, după convertirea în euro, salariul minim din Ucraina este unul dintre cele mai mici, mai exact de 143 de euro pe lună. În alte țări europene, cum este Germania, salariul minim a crescut cu 1,5% de la an la an, în Marea Britanie cu 7,7%, iar în Republica Cehă cu 11,6%. Salariul minim a fost stabilit, în opinia politicienilor, în raport cu coșul minim de cumpărături. For format din pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe și legume. Astfel, o persoană ar avea alocate pe lună câte 10 litri de lapte, 10 pâini de câte 500 de grame fiecare, 1 kg și jumătate de orez, 20 de ouă, 1 kg de brânză, 6 kg de carne de vită și pasăre, 6 kg de fructe, 8 de legume și cam atât. În acest context, cifrele arată că prețul total al produselor alimentare de bază se ridică. Dacă cumpărăm din cele mai ieftine locuri, la 337,20 de lei ceea ce reprezintă cu peste 7% mai mult decât în 2020.